slăvit să fie Domnul. Mă bucur că Domnul mi-a împlinit și dorința mea și dorința fraților să fim împreună. Așa mult am dorit să fim împreună cu frații. Și slavă Domnului că Domnul m-a împlinit dorința. Mai întâi mulțumesc Domnului și apoi fraților și surorilor care știu că au mijlocit înaintea Domnului pentru mine. Mărit să fie Domnul! Până aici, Domnul ne-a ajutat. Înaintea ta, Părinte Sfânt din ceruri, ne înfățișem cu toții la altar ca să aducem jertfa mulțumirii, că până aici, Doamne, Tu ne-ai ajutat. În semn adânc de mulțumire, ne închinăm azi înaintea Ta să fie ca un stâlp de aducere aminte, că până aici, Doamne, Tu ne-ai ajutat. Privind în urma noastră la luptele purtate și încercările prin care ne-ai probat, putem să spunem ca și Samuel odată, da, Doamne, până aici Tu ne-ai ajutat. Spre slava Ta înălțăm astăzi a mulțumirii jertfă pe altar, că prin atâtea încercări și valuri, o, Doamne, mâna Ta e ceea ce ne-a salvat. Un stâlp va fi de aducere aminte și pentru mine și pentru mulți de aici, că Dumnezeu pe-a Lui copii îi scapă cu mână tare și cu braț întins. Înălțăm paharul izbăvirii strigând că Domnul este bun, iubirea Lui e fără margini și în veac ține îndurarea Lui. Nu vom vorbi numai de semnele făcute în vechime, cum Dumnezeu odată a lucrat și mă mărturisi că Dumnezeu nostru viu trăiește, lucrează și azi cum a mai lucrat. Nu numai Ezechia a fost vindecat de boală și Dumnezeu viața i-a lungit. Aici în adunare sunt mulți ce pot să spună că Domnul i-a salvat, i-a izbăvit. N-a îngăduit ca doliu și tristeța să-și pună amprenta peste-a lor cămin și întristarea prefăcut-o în bucurie, că Dumnezeu trăiește și e viu. Zadarnic în furia lui vrășmașu a declarat la mulți de aici război, dar Domnul pe-a Lui copii îi scapă și a venit de grabă în ajutor, că Dumnezeul nostru e mai puternic ca vuietul de api zgomotos și în ciuda amenințărilor vrășmașe, El a ridicat un steag biruitor. Noi nu vorbim să încurcăm mintea,
cu învățătură tăcitoare. Avem dovezi, șmenagadu smirna rabi, că Domnul-i locul de scăpare. La mulți ne-a ridicat povara atunci când am căzut sub cruce. Ne-a izbăvit atunci când nimeni nu mai putea să ne ajute. La mulți ne-a alinat durerea, pe mulți ne-a vindecat de boală, pe mulți în ultima instanță Domnul a dat din nou suflare. De aceea vrem să aducem astăzi a mulțumirii jertfă pe altar, că Domnul ne-a salvat din toate și până aici El ne-a ajutat. Puteai să fii pumpat de suferință, puteai să fii în flăcări, în cuptor, te uită în urma ta la groapa moceroasă, acel ce și-a încins mâna a fost Hristos, cel căruia Domnul nu i-a făcut bine să tacă dacă n-are pentru ce ai mulțumi. Dar voi ce sunteți izbăviți de Domnul, veniți cu toți să-L preamărim. Slăvit să fie Dumnezeul nostru, El este locul nostru de adăpost, salvare pentru trup și suflet, El Dumnezeu sfinților. Veniți cu toții, de la mic la mare, să punem jertfa mulțumirii pe altar, să fie seara aceasta ca un stâlp de aducere aminte că până aici Domnul ne-a ajutat. Amin.